Vă invit să deschidem Cartea Sfântă Biblia la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 7. Voi citi de la versetul 21 până la versetul 29, pagina în Biblie 930. Vă rog să ascultați citirea Cuvântului lui Dumnezeu sau dacă aveți ocazia să-L urmăriți. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. De aceea pe oricine aude cuvintele mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui, că cel îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Permiteți-mi să vă spun că mă simt onorat în această seară să pot prezenta Cuvântul lui Dumnezeu în fața dumneavoastră. Ori de câte ori am ocazia să vestesc Evanghelia, pentru mine este o onoare care am primit-o din partea lui Dumnezeu și îi mulțumesc Lui pentru asta. Mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru invitația care mi-ați făcut-o. Mulțumesc fratelui păstor Simeon Tomuța, care am înțeles din circumstanțe atenuante, dânsul nu este aici, este plecat, dar vreau să-i mulțumesc lui, conducerii bisericii, pentru invitația care mi-au făcut-o. Mulțumesc și fratelui păstor care m-a primit cu o amabilitate deosebită, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Să fiți mândru de el, știe să primească bine oameni. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Mă bucur să slujim împreună, familia Moisa. Cred că ultima dată am slujit în Riverside, California, cu ceva timp în urmă. Ne-am bucurat de prezența lui Dumnezeu acolo. Vreau să vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc lui Dumnezeu pentru băiatul meu, pentru Emanuel, care în urmă cu aproximativ șase ani de zile s-a mutat din Statele Unite, s-a mutat aici în Arad. Nu știu dacă știți. A avut așa un foc, o dorință în inimă ca să deschidă un centru, un centru de reabilitare pentru toți care au diferite dependențe. Dependențe de droguri, dependențe de alcool, dependențe de bârfă, dacă aveți probleme, trimiteți-i la centru. Dependențe de jocuri de noroc, diferite dependențe. El este împreună aici cu doi tineri care îl ajută în această lucrare, este Benny din Canada, și este Kevin din Arizona, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Și sunt aici cu o grupă de tineri care sunt deja în acest centru, să știți că Dumnezeu iubește și acești oameni. Ne rugăm ca Dumnezeu să mântuiască, pentru că am înțeles și în seara aceasta este evangelizare și vreți ca să vină oameni să se mântuiască. Orice om e bun de mântuire. Și aș vrea în această seară cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia. Vă aduc salutări sfinte de la Biserica Muntele Sionului din Baia Mare și Biserica Maranata din Phoenix, Arizona. Ambele biserici, deocamdată slujesc în ambele biserici și frații cu aceeași intensitate, ca și dumneavoastră, îl așteaptă pe Domnul Iisus Hristos să se întoarcă. Dragii mei, în această seară aș vrea puțin să plecăm mai diferit acasă. Adică mi-aș dori din toată inima să stârnesc în dumneavoastră o curiozitate și în același timp o atenționare că cu Dumnezeu nu este de glumă. Am citit un text, ori de câte ori citesc acest text, stau și mă gândesc foarte mult la ceea ce a spus Domnul Iisus.
Începând cu acest mulți, îmi vor zice în ziua aceea. Și apoi continuând cu răspunsul lor, n-am prorocit, n-am scos noi dragi, și așa mai departe. Mă gândesc că oamenii care merg la biserică, toți oamenii cred și vor să meargă în rai. Nu cred că este vreun om care ar vrea să meargă în iad. Raiul și iadul există deopotrivă. Oamenii unii, ca să nu aibă nicio frică sau cel rău, ca să nu-i determină să se întoarcă la Dumnezeu, le implementează în minte ideea că nu există iad. Teologii au dus la extremă, unii teologi, ideea că Dumnezeu e așa de bun, de exemplu universaliștii, spun Dumnezeu e așa de bun și așa de iubitor Dumnezeu, că în final Dumnezeu îl va mântui și pe Satana. Că Dumnezeu nu-i tiran ca să trimită oameni în iad. Dumnezeu este bun, Dumnezeu este iubitor, Dumnezeu este dragoste. În generația noastră, în bisericile evanghelice, se propovăduiește un Dumnezeu al dragostei și, într-adevăr, Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu nu doar are dragoste, El este dragoste. Așa ne spune și așa a fost citat Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dumnezeu este dragoste. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Însă iată paradoxal cu ceea ce cred mulți creștini care merg la biserică, care compun biserica, care cred că dacă sunt doar consumatori de programe, nu mai trebuie să facă nimic, vor intra în împărăția lui Dumnezeu. În această credință nu sunt doar evanghelicii, sunt și istoricii. Și cei ce merg la biserica ortodoxă cred că vor intra în rai. Au și ei o idee oarecare, că Dumnezeu va pune faptele bune, faptele rele pe niște talere a unui cântar. Dacă faptele rele vor atârna mai tare, omul va merge în iad. Dacă faptele bune vor atârna mai mult, omul va merge în rai. Nicăieri nu scrie așa ceva în Scripturi. Nu este o chestiune teologică corectă, ci pur și simplu este o formă tradițională prin care omul consideră că poate să moștenească împărăția lui Dumnezeu prin propriile fapte. Aș vrea să ne întoarcem puțin la cuvântul acesta pe care l-a rostit însuși Iisus. Și fiindcă l-a rostit El, aș vrea să-l aprofundăm în această seară și să ne gândim ca nu cumva în ziua aceea, în momentul acela al judecății, să ni se spună așa ceva: niciodată nu te-am cunoscut. Ar fi cea mai mare tragedie pentru noi toți, cei care suntem aici, pentru cei care ați cântat, pentru mine care predic, ca să ni se spună în ziua aceea: niciodată nu te-am cunoscut. Va fi cea mai mare tragedie. După 40 de ani, după 50 de ani de biserică, după atâția ani de frecventat biserica, să ni se spună: niciodată nu te-am cunoscut. Ce trebuie să facă un creștin să intre în împărăția lui Dumnezeu? Sau aș vrea să-mi intitulez mesajul: de ce unii creștini nu vor intra în cer? De ce? Pentru că despre asta este vorba. Care este cauza pentru care ei nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu? Deși au venit la biserică, deși au fost botezați, deși se pare că Duhul Sfânt s-a manifestat o perioadă în viața lor, au prorocit, au făcut vindecări, deși Dumnezeu într-un fel s-a manifestat prin viața lor. Și totuși Domnul Iisus spune: depărtați-vă, plecați de la mine, niciodată nu v-am cunoscut. Din punct de vedere teologic, din punct de vedere biblic, nu doar teologic, Apocalipsa ne descrie 5 judecăți ale lui Dumnezeu care le va trimite peste pământul acesta. Dumnezeu îi revelează lui Ioan când este în insula Patmos, singurul ucenic care va muri de moarte naturală. În insula Patmos Dumnezeu îi trimite acea revelație specială din partea lui Dumnezeu numită Apocalipsa, greu de descifrat, greu de înțeles, însă Dumnezeu îi transmite lui Ioan următorul lucru: vor fi 5 judecăți asupra pământului. Prima judecată a lui Dumnezeu, nu știu dacă o să le menționez într-o ordine cronologică, dar am să le menționez pe toate. Una din judecățile lui Dumnezeu va fi judecata sfinților. Da, toți cei sfinți care au fost vreodată pe pământul acesta, care au trăit din secolul I sau mai înainte, de pe vremea lui Avram, a lui Noe, și până în vremurile noastre, până la finalul veacurilor, toți acești sfinți vor fi duși în fața tronului alb de judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu, care este judecătorul, va judeca sfinții, mai exact faptele sfinților. Ei nu vor fi judecați ca să intre sau nu în rai,
ci vor fi judecate faptele lor. Noi nu suntem mântuiți prin faptele noastre. Noi suntem mântuiți prin jertfa lui Iisus Hristos. Nu există altă posibilitate de a fi mântuit afară de Iisus Hristos. Nu există. Poți să urci cele 70 de trepte ale lui Pilat în coate și în genunchi. Poți să înconjori biserica de 100 de ori prin canoane date de preot. Poți să faci orice ai vrea să faci. Nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu, nu poți fi mântuit afară de Iisus Hristos. Iisus este singura sursă de mântuire pentru oricine care crede. Binecuvântat să fie El. Dar un creștin care este mântuit, el are faptele lui Hristos sau seamănă cu Hristos. Și aceste fapte despre care spune apostolul că Dumnezeu a pregătit faptele bune, noi să umblăm în ele, Dumnezeu într-o zi va judeca faptele noastre. Faptele celor mântuiți vor fi judecate la marele tron alb al lui Dumnezeu. Și dacă ai făcut un bine, Dumnezeu va judeca acea acțiune. Dacă acea acțiune caritabilă a fost pentru a-L onora pe Dumnezeu sau pentru a te onora pe tine. Dumnezeu în ziua aceea va fi cea mai justă, cea mai corectă justiție sau dreptate, va fi El, Dumnezeu. Și Dumnezeu care judecă gândurile, simțurile, care judecă absolut ultimul atom din ființa noastră, El știe foarte bine motivația faptelor. Și după cum spune Domnul, ai fost credincios în puține lucruri, te va pune credincios peste mai multe lucruri. Se pare că și în împărăția lui Dumnezeu vom lucra, nu vom sta. Va fi o altă formă de lucru, de lucrare, va fi o altă formă de existență, asta este o altă chestiune. Dar vom fi judecat, faptele noastre vor fi judecate. Absolut fiecare faptă. Ba chiar spune Apostolul Pavel așa de frumos în 2 Corinteni 5:10 că toți trebuie să ne înfățișăm în fața tronului de judecată a lui Hristos și a lui Dumnezeu. Fac o paranteză foarte scurtă. Eram în Statele Unite și stăteam frumos undeva într-un scaun și dintr-o dată mi-a apărut așa ca o viziune. În viziune părea că eram la judecată, la judecata tronului alb. La judecată eram eu și Apostolul Pavel. Nu aveam eu aceasta și n-am niciun merit să fiu eu cu Pavel la judecată. Dar așa se făcea în momentul respectiv. Iisus a început judecata. S-a uitat la Apostolul Pavel și l-a întrebat: Pavel, tu știi ce e aceea, o bicicletă? Și Pavel s-a uitat la Domnul și, rușinat, a făcut un semn: nu. Apoi a continuat judecata: Pavel, tu știi ce e aceea, o mașină? Și Pavel: nu, nu știa. A continuat: știi ce e un vapor, știi ce e un avion? Și la toate aceste întrebări Pavel nu știa ce să răspundă. Apoi Domnul s-a îndreptat spre mine și m-a întrebat: tu știi ce e o bicicletă? Și am spus: da, Doamne. Un mijloc de transport pe două roți, cu tracțiune prin lanț, echilibristică, poți să mergi mai repede decât pe jos. Foarte bun răspuns. Știi ce e o mașină? Da, Doamne. Prin ardea combustibilului se produce acea compresie, pistoanele pun în mișcare roțile și te duci mai repede decât cu bicicleta. Știi ce e un vapor? Sigur. Știi ce e un avion? Sigur. Și Pavel stătea cumva așa cum era el, gheboșat și rușinat, că nu știa ce să răspundă. Eu eram mândru, în ghilimele, că știam să răspund la întrebările Domnului. Dar dintr-o dată discursul Domnului se schimbă și îl întreabă pe Pavel: tu care nu știi ce e o bicicletă, nu știi ce e un avion, nu știi ce e o mașină, nu știi ce e un vapor, câte călătorii misionare ai făcut? Dintr-o dată fața apostolului se luminează. Își ridică privirea și cu atâta seninătate și bucurie spune: am făcut 3, ba chiar 4. Îmi amintesc că au fost, fără ce spuneai tu, bicicletă, vapor, avion. Și apoi Domnul s-a îndreptat spre mine și mi-a pus următoarea întrebare: și tu, care știi ce e bicicletă, mașină, vapor, avion, câte călătorii misionare ai făcut? Dacă m-a întrebat ce m-a determinat să vin și în România, asta m-a determinat. Vom fi mulți slujitori care vom fi întrebați: ce ai făcut pentru mine? Nu doar stând la amvoane. Faptele noastre vor fi judecate. Apoi a doua judecată a lui Dumnezeu este judecata fiarei. Biblia vorbește în Apocalipsa 20 că există așa numită o fiară, o fiară care va culmina în final și va lua puterea tuturor celorlalte fiare mai mici. Această fiară
care va cere un singur lucru tuturor locuitorilor pământului, le va cere închinarea. Locuitorii pământului vor trebui să se închine în fața acestei fiare. Cine o fi această fiară? Nu sunt un interpret al Apocalipsei, dar mă gândesc, văzând vremurile în care noi trăim, s-ar putea să fie poate un sistem guvernamental, politic, un sistem care va conduce lumea dintr-un singur centru și va fi o conducere generală. Nu va mai fi doar o națiune, adică mai multe națiuni și fiecare națiune să aibă centru de comandă în națiunea respectivă, ci va fi un centru general de comandă al puterii. Și de acolo se vor comanda peste tot, cum va fi în America, așa va fi în România, așa va fi în Europa, așa va fi în Africa, peste tot o să fie o egalitate politică. Faptul că astăzi se încearcă de așa numită formă neomarxistă, se încearcă o modificare, o schimbare a ceea ce e normal și anormalul să devină normal. Faptul că se creionează așa numita inteligență artificială, faptul că sunt atâtea schimbări în lumea noastră în care rămânem șocați, se încearcă înspre a merge în această direcție. Domnul Iisus spune că va pune capăt prin judecata sa acestei fiare. Apoi va fi judecata prorocului mincinos. Prorocul mincinos nu e altcineva decât religia falsă. Pe lângă religia, credința adevărată, există o religie falsă. Se încearcă o religie unanimă. Se încearcă un crislam, dacă ați auzit de el. Când creștinii, iudeii și mahomedanii să se unească toți, să formeze o singură credință. Problema este Hristos. Hristos se încurcă. Dacă Hristos este scos din ecuație, toți credem în Dumnezeu. Dar ce rost să mă pocăiesc? Că și voi credeți în Dumnezeu ca noi, și noi credem în Dumnezeu ca voi, și cu asta se rezolvă problema. Lucrurile nu stau așa. Dacă îl scoți pe Hristos din Scripturi, creștinismul rămâne fără esență. Esența creștinismului este chiar Iisus Hristos. Esența mântuirii este chiar Iisus Hristos. Noi nu putem fără Hristos. Această religie falsă va fi judecată, sau proroc mincinos. Apoi va fi judecata oamenilor care l-au respins pe Dumnezeu. Există oameni atei și nu numai, sceptici, sau oameni care n-au luat credința creștină în serios. Acești oameni vor fi judecați de Hristos și vor fi trimiși în iad, cu toate că ei au auzit toată viața lor cât au trăit pe pământ, Hristos e bun, e iubitor, Hristos e dragoste, doar nu o să devină Hristos un tiran să-i spună unui om, du-te în iad. Iată, conform textului pe care l-am citit, Hristos atunci va fi judecător și ca judecător nu va mai acționa în milă, ci în justiție. Unora va zice veniți și altora va zice duceți-vă. Și ultima judecată va fi judecata lui Satan. Când Hristos îl va judeca pe Satan, îl va arunca în iazul de foc, unde e fiara, prorocul mincinos. Și vor fi oamenii cei care nu l-au slujit pe Iisus Hristos, vor fi în iazul de foc. Nu pentru un secol, nu pentru un mileniu, ci pentru o veșnicie. Și nu mai folosiți expresia o veșnicie întreagă, că veșnicia n-are început și sfârșit. Veșnicia e veșnicie. Pentru o veșnicie vor fi munciți zi și noapte, adică 24 din 24 după timpul nostru pământesc, pentru totdeauna. Nu va mai exista nicio posibilitate a celor din iad să iasă afară și să se mântuiască. În seara asta e seara când tu te poți mântui, când eu și noi fiecare putem să ne gândim, să ne facem o socoată a vieții, un proces al conștiinței și să vedem unde stăm ca să nu ne mințim pe noi înșine. Iată, am să prezint patru lucruri. De ce Iisus Hristos le spune acestora, niciodată nu v-am cunoscut? De ce nu vor intra acești credincioși, sau foști credincioși, pretinși credincioși, în împărăția lui Dumnezeu? Deși au prorocit, deși au cântat, deși poate au predicat, poate au fost păstori, poate au fost în comitet, totuși, de ce nu intră în împărăția lui Dumnezeu? Și iată, am să prezint patru lucruri în această seară și sper că aceste patru lucruri nu să vă îngrozească, ci să ne trezească pe fiecare și să ne întoarcem cu adevărat spre Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute! Iată primul lucru. Auziți ce spune Domnul Iisus? Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Ce înseamnă asta? Că forma verbală
Pe Dumnezeu nu-L impresionează ca să mântuiască pe cineva. Că noi putem să avem un limbaj ecleziastic foarte dezvoltat. Putem să vorbim foarte frumos despre Dumnezeu, chiar să predicăm foarte frumos despre Dumnezeu. Dar asta nu-L impresionează pe Dumnezeu în o măsură ca să ne mântuiască. Că sunt mulți care spun, Doamne, Doamne, însă rămân la acest nivel verbal, declarație verbală. Creștini teoretici, creștini care cunosc foarte bine Scriptura, dar creștini care nu practică Scriptura. Și astfel acești creștini teoretici nu pot să intre în împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă cunosc bine Scriptura, chiar dacă vorbesc bine de Scriptură. Și vreau să vă dau câteva exemple biblice. Isaia, capitolul 29, versetul 13. Problema asta nu e de acum, din secolul nostru, ci este încă din vechime. Isaia, capitolul 29, versetul 13. Auziți ce strigă profetul Isaia, Dumnezeu prin profetul Isaia, atunci când ăștia se întâlnesc la sărbători, când vin și pretind că îl onorează pe Iahveh, pe Dumnezeu. Când se apropie de mine poporul acesta, spune Dumnezeu, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Iubiți creștini, vă întreb în această seară cât de aproape sau de departe vă este inima față de Dumnezeu. Dumnezeu este indignat, ca să nu folosesc un alt cuvânt, de faptul că verbal spun bine, dar când este vorba de o relație de comuniune cu Dumnezeu, sunt distanți. Dumnezeu nu este impresionat de rugăciuni frumoase. E frumos să ne rugăm frumos. E frumos să vorbim despre Dumnezeu frumos. Dar asta nu ajută la mântuirea noastră doar. Ci Iisus compară pe un creștin care este doar la nivel teoretic cu unul care și-a zidit casa pe nisip. Casa e frumoasă și a celui de pe stâncă și a celui de pe nisip. Este impunătoare ceea ce face casa să fie durabilă. Nu este forma ei, ci este testul prin care va trece. Un test numit furtună. Dacă va veni o furtună peste poporul lui Dumnezeu de azi, dacă va veni cum au fost altădată poporului Dumnezeu persecutat, câți vom mai rămâne în furtună? Despre asta este vorba. În libertate, toți suntem cum suntem. Dar vine furtuna. Și când vine furtuna, îți dai seama dacă tu doar ești un creștin teoretic sau unul real. Unul care ai trecut de la vorbe la acțiuni. Care ai trecut dincolo. Poporul lui Israel, în Psalmul 78, versetul 34 la 36, Dumnezeu avea o modalitate interesantă de a lucra cu acest popor. Și anume, când poporul lui Israel păcătuia, Dumnezeu trimitea popoarele străine din jurul lor ca să vină și să-i bată. Îi bătea până când aceștia nu mai puteau, nu mai aveau nicio sursă ca să lupte împotriva dușmanilor. Și atunci mai avea o singură soluție, ultima soluție. Din păcate, nu era prima, era ultima. Strigau către Dumnezeu, Doamne, auzi-ne! Dacă Tu vei trimite izbăvire peste noi, dacă vom învinge dușmanii noștri, Doamne, îți promitem că ne întoarcem la Tine, nu mai umblăm după idolatrii, nu mai umblăm după zeități păgâne, nu mai urmăm calea vecinilor noștri, păgânilor, ci, Doamne, îți promitem că rămânem credincioși Ție. Făceau declarații verbale. Dumnezeu știa că sunt doar declarații verbale, însă, pentru ca să le arate cine sunt, ascultați, când îi lovea de moarte, ei îl căutau, se întorceau, se îndreptau spre Dumnezeu, își aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor și că Dumnezeu atotputernic este izbăvitorul lor, dar îl înșelau cu gura și îl mințeau cu limba. Spuneți-mi, dumneavoastră, ați trecut vreodată printr-o fază grea a vieții, printr-o furtună? Ce ați zis lui Dumnezeu în furtună? Cunosc cazuri de oameni care n-au fost penticostali, erau de altă nuanță religioasă. Și au zis, Domnule, rugați-vă pentru mine să mă fac bine, că promit, Domnule, dacă Dumnezeu mă vindecă, mă pocăiesc. Și m-am rugat din toată inima și am zis, Doamne,
pentru un suflet merit să faci o minune. Matthew Henry spunea că minunile nu-s mântuitoare. O tonă de minuni nu pot să mântuiască un păcătos, dar un gram de har poate să mântuiască un păcătos. Și am zis, Doamne, nu-ți cer o tonă de minune, îți cer doar o minune. Poate că această minune va determina un gram de har ca omul ăsta să se pocăiască. Dumnezeu și-a întins mâna, l-a vindecat. S-a făcut bine. Și acum îl întrebam, totuși, când te pocăiești? A și uitat că a promis. Dumnezeu nu iubește oamenii care doar vorbesc, dar nu acționează. Niciodată o femeie, o soție, nu și-ar iubi soțul care i-ar face doar declarații verbale, fără să fie practic. Te iubesc, dar el niciodată nu spală un vas. Nu vă uitați așa la mine, bărbaților. Niciodată nu calc o haină, nu face nimic. Nu-i duce o floare, nu-i face nicio declarație și așa mai departe. Sau invers. Într-una din zile, Domnul Iisus, în Matei 26, 33 la 35, vorbește de faptul că va fi dus la Ierusalim, că va fi bătut, că va fi renegat, că va fi răstignit. Când aude Petru, îi se face părul măciucă. Doamne, zice, păi dacă tu știi că așa o să se întâmple, de ce să mergi? Nu te mai duce. Păi trebuie să mă duc, că ăsta e planul lui Dumnezeu. Știți dialogul acela, înapoi a mea, tu nu știi planul lui Dumnezeu, tu ești așa mai departe. Doamne, zice Petru, dar să știi, îți fac o promisiune solemnă. Aici se audă toți ceilalți. El, colericul Petru, temperamentul ăsta coleric, care totdeauna sare în sus, dar de multe ori aterizează greșit. Îți promit solemn, Doamne, că eu nu o să te părăsesc niciodată. Vin cu tine orice s-ar întâmpla. Ce frumoase vorbe, Petre. Ce frumoase dacă ar fi și adevărate. Dar îți spun, Petru, nu va cânta cocoșul de două ori și tu o să te lepezi de mine de trei ori. Nu cred, Doamne. Nu cred. A venit momentul când a trebuit să creadă. Doar declarații verbale. A intrat în apa botezului. Până când? Până la moarte. Da? Încă n-a venit moartea. Mai ești credincios, fidel lui Dumnezeu, cum ai zis, în apa botezului? Declarațiile verbale nu ajută doar. Sunt frumoase, sunt bune. Mai bine decât aia de pe stradă care se mai numesc creștini, care își încleaște pumnul, se uită în sus și încep să vorbească urât la adresa lui Dumnezeu și a sfinților. El, creștinul, care zice, bisericos, mă duc la Paști, la Crăciun, dar fără nicio problemă vorbește sarcastic, ironic, perisabil la adresa sfinților și a lui Dumnezeu. Contează, dragul meu, nu vorbele. Vorbele nu ajută. Un al doilea lucru. Uitați-vă ce spun oamenii aceștia. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, spunea Domnul Iisus. Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău. N-am scos noi. Pe cine cade accentul? Când auziți această expresie lingvistică, pe cine cade accentul? Pe noi! Doamne, știi ceva? Fără noi, tu n-ai fi putut face nimic. E adevărat că tu ai făcut, dar noi am fost acolo. N-am făcut noi minuni în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi atâtea lucruri în numele Tău, noi! Niciodată Dumnezeu nu este mai dezonorat decât atunci când cineva se pune în locul slavei lui Dumnezeu. Dragii mei, în locul acesta trebuie să ne vedem mai puțin noi și să se vadă mai mult El. Dacă ne vedem mai mult noi și mai puțin El, suntem într-o problemă foarte serioasă. Știți, omul, mândru omul, dorește așa de mult să fie centrul atenției. Vi s-a întâmplat vreodată în slujbă, poate o să ți se întâmple, când cineva să trimit un bilet, am pățit-o în America, cineva mi-a trimis un bilet că vrea să cânte o cântare. Măi, era așa de aglomerat programul, dar știi, numai când e aglomerat programul, atunci vor să cânte cei mai mulți. Că atunci, joia, marța, nu știu cum e aici, dar când îți puțin, atunci nu, bă, n-ai pe cine să pui, pe cine să pun, nu am pe cine să pun. Dar când e mai aglomerat, atunci trimit. Și e fain, bine și atunci, trimiteți și atunci bilete, slavă Domnului, numai să nu faceți ce a făcut acesta. Mi-a trimis biletul, n-am putut să-l pun. La finalul slujbei, când n-am putut să-l pun, am ieșit afară din biserică, să nu vă spun. Nici aia din Mahala nu vorbeau așa ca ăsta. M-a făcut, cum se zice, praf.
un debit verbal. Să nu vă spun cum. Și m-am uitat la el și am spus, da, pentru că ai vrut tu să ieși în evidență și nu Dumnezeu. Cât voi fi păstor, până nu te pocăiești, nu o să mai cânți niciodată. Și l-am lăsat să mă binecuvânteze cum a ști el. Și am plecat mai departe. Pentru că astfel de oameni doresc ei să fie, înțelegeți? Dacă nu sunt eu, vorba uneia zice, o întreba, zice, cum a fost la biserică? Bine, zice, bine a fost, foarte bine. Și cine a predicat? Păi zice, eu. De-aia a fost bine. Dar dacă nu era el să predice, nu era bine. Înțelegeți? Frați și surori, Dumnezeu este împotriva. Știți ce spune Apostolul Pavel? Așa de frumos vorbește. Fraților, eu nu mai exist. Există el în mine. Eu-l l-am răstignit. Luther a spus, am încercat să înnec firea pământească care conține eu-l. Și am constatat că ea știe să înnoate. Eu-l trebuie răstignit. Iisus a spus, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Când ați auzit expresia asta, să se lepede de sine, se referă la crucificarea eu-lui. De ce n-a intrat Moise în Canaan? În Numeri, capitolul 20, ni se dă explicația. Au ajuns într-o pustie, în pustia Țin. Mergeau spre Canaan, visul evreilor. Ei au ieșit din Egipt, dar Egiptul din ei n-a ieșit niciodată. Au trebuit să moară în Egipt. Apropo, am ieșit din comunism, dar comunismul a ieșit din noi. Visul lor era Canaanul. Vrem să ajungem în Canaan, țara unde curge lapte și miere. Va fi cea mai frumoasă țară. O să fim în libertate. Generațiile care se nasc vor fi libere. În Egipt era doar robie. Și acum, în timp ce se duceau spre Canaan, s-a întâmplat că au ajuns într-un loc unde era foarte cald, ca în Arizona. 50 de grade afară. Uscat. Aveau nevoie de apă și nu vă spun că e teribil să stai afară la 50 de grade fără apă. Chiar dacă atmosfera este uscată și nu-i umiditate. Dar oamenii ăștia mureau de sete. Și au început să strige către Moise. Moise, fă ceva! Ne trebuie apă! Ne-ai scos din Egipt ca să murim în pustie, nici măcar să nu avem harul acela de a fi înmormântați. Omenește! Să fim puși măcar în grote, în gropi, oriunde, dar să nu rămânem pe fața pământului morți și să avem morții pe care să nu-i putem îngropa. Ne deshidratăm. Avem nevoie de apă. Moise, extenuat și el, obosit și el, el care e cel mai iute om de pe pământ, a ajuns să fie cel mai blând om de pe pământ. Dumnezeu i-a zis, Moise, du-te și vorbește stânci ca să curgă apă. Moise parcă n-aude. Ia toiagul lui Dumnezeu, se duce în fața stâncii împreună cu Aron și face următoarea declarație. Ascultați răzvrătiților. Vom putea noi să vă scoatem apă din stâncă? Și a lovit stânca. Dumnezeu i-a zis, vorbește stâncii. Și el a lovit stânca cu toiagul. Iar în evrei ni se deslușește, stânca era Hristos. Dumnezeu, ca un gentleman, niciodată n-a vrut să-l facă de rușine. El nu-și face de rușine copiii. Dumnezeu a înghițit și a făcut minunea. Ați văzut vreodată să iasă din stâncă apă? Păi duceți-vă aici, dacă e un râu, nu? Duceți-vă la râu și scoateți o piatră din râu. Spargeți piatra cu un baros, cu un ciocan și spuneți-mi ce găsiți în interiorul ei. Știți ce e în piatră? E seacă. Chiar dacă stă sute de ani în apă, apa nu intră în piatră. Și vorba lui Sundar Singh, așa e un creștin în biserică, zice, dacă în el nu intră niciodată Dumnezeu, e ca o piatră. Păi din afară e ud, dar cum l-ai spart? Înăuntru e sec. N-o să curgă din ceva sec apă. Păi nu e minunea lui Dumnezeu? Din stânca țâșnit, scrie Biblia, apă. Și a început să curgă apă și să bea tot poporul și Moise. Și acum a venit vremea când omul lui Dumnezeu trebuia să intre visul lui Moise, Canaanul. Să intre în Canaan.
Și Dumnezeu îi spune, Moise, tu nu intri în Canaan. Dar de ce, Doamne? Păi nu m-am chinuit eu cu poporul acesta. Păi nu m-am dus eu când aveam 80 de ani, eram un bâlbâi, nu mai îmi trebuia Egipt, nu mai îmi trebuia nimic. N-am ascultat eu de glasul tău. Nu m-am dus eu când ai zis tu, nu m-am ridicat când ai zis tu. De ce, Doamne, să nu intru în Canaan? Ce-am făcut să nu intru în Canaan? Și Dumnezeu îi dă răspuns. Pentru un singur motiv. Nu m-ai proslăvit la stâncă. Adică n-ai zis eu, ce ai zis noi, tu și Aron. Să nu credeți că Dumnezeu este unul care vrea neapărat, este egoist. El vrea toată slava, numai El și El și El. El merită slava. El nu cerșește slava. Noi existăm datorită Lui, nu El datorită nouă. Prin urmare, El merită toată slava, toată gloria. Și pentru asta Dumnezeu îi spune lui Moise, nu vei intra în Canaan. Pentru că ai zis eu. Dragii mei, euul este extrem de periculos. Fiul risipitor, înainte să plece de acasă, era plin de eu. Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, că-și vreau să plec. Și pleacă ăsta cu euul țanțoș ca un curcan și se duce în lumea largă, își face praf averea tatălui. Când ajunge zdrobit de tot, când eu nu mai există, la fel ca în viața lui Moise. Moise, când era plin de eu, a trebuit să treacă printr-un moment de zdrobire. Spurgeon spune că sunt trei momente în viața lui Moise, care a trăit 120 de ani. În primii 40 de ani, Moise a învățat, eu sunt cineva. În următorii 40 de ani, Moise a învățat, eu sunt nimic. Și în următorii 40, Moise a învățat, Dumnezeu este totul. A ajuns fiul risipitor să-și zdrobească bine euul. A venit într-un moment când i-a fost milă lui de el însuși. Mă voi scula chiar acum și mă voi duce. Tată, am păcătuit împotriva cerului, împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă numești fiul tău. Primește-mă ca pe unul din argații tăi. Vă dați seama ce smerenie? Ce zdrobire? Toți oamenii ăștia cu eu în eu au nevoie, cu eu în ei, au nevoie de o zdrobire. Și mai bine aici și acum decât în ziua aceea să spună Domnul, niciodată nu te-am cunoscut. Deci în al doilea rând, și-au arogat minunile lor. Și-au arogat minunile lor. În al treilea rând, Domnul Iisus spune așa, plecați de la mine și folosește acolo, dacă vreți, un participiu prezent. Nu care ați lucrat fără de legea, ci care lucrați fără de legea. Adică și în momentul de față, în momentul judecății, voi credeți că puteți să jonglați. Ce înseamnă fără de lege? Fără de lege înseamnă încălcarea legii. Da? Eu am venit la dumneavoastră, sper să nu fiu un polițist pe aici să-mi dea amendă acum. Dar vă rog să mă credeți că n-am putut să țin. Există legi, legea circulației, da? Pe drumurile publice există lege unde poți să mergi cu 70, unde poți să mergi cu 50, nu? Vreau să vă spun că nu pot să mărturisesc public. Nu pot să mă duc cu 70, nu pot să mă duc cu 50. Parcă mașina, drumul cere să mergi mai tare. Dar tot timpul am venit cu o frică și frica a fost să nu mă vadă un polițai. Nu cumva să-mi dea un tichet, să-mi dea o amendă. Și mă și rugam, Doamne, fă să nu mă vadă. Fără de lege înseamnă, atunci când cineva comite fără de lege, știți ce face? Face lucruri ascunse. Nimeni nu o să comită o infracțiune în mod vizibil. Nimeni nu o să se bată cu pumnul în piept să zică, am spart o bancă. Am furat, am delapidat. Niciodată să nu vă așteptați. Întotdeauna oamenii care comit astfel de fără de legi stau ascunși. Voi toți cei care lucrați fără de lege, voi toți cei care lucrați în ascuns, aveți o viață ascunsă, o viață dublă. Una ești în biserică, alta ești acasă. Poți să păcălești păstorul, poți să păcălești corul, fanfara, poți să păcălești biserica, dar nu pe Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu, fiecare dintre noi suntem transparenți. În fața lui Hristos, nu poți să faci ceva fără ca să nu te vadă. Auziți ce spune profetul? Poate să stea cineva într-un loc ascuns, fără să-l văd eu, zice Dumnezeu? Poate? Eu zic că nu poate. Ieremia 23 cu 24.
În această seară ești aici, poate te-ai ascuns de părinți, ai făcut sau faci ceva și zici, las că nu știe nimeni. În fața lui Dumnezeu să știi că ești transparent, Dumnezeu știe ce ai făcut în ascuns. Dacă nu te pocăiești în seara asta de fără de legile pe care le faci, de lucrurile ascunse, în ziua aceea Hristos îți va spune, niciodată nu te-am cunoscut, lucrător al fără de legii. Pentru că Dumnezeu va judeca, spune Pavel la Roman 2:16, toate lucrurile ascunse ale oamenilor. Sunt oameni care lucrează în ascuns. În Psalmul 139, așa de frumos vorbește David, zice, Doamne, unde mă voi duce departe de fața Ta? Unde voi fugi departe de Duhul Tău? Dacă mă sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi duce la marginea mării, iată-Te și acolo. Dacă mă voi duce în locuința morților, și acolo ești prezent. Dacă voi zice, se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua. Unde să mă duc, Doamne, și să nu mă vezi? Nu am unde să mă duc. În fața lui Dumnezeu suntem transparenți. În această seară aș dori din toată inima ca să-ți dai orice fără de lege pe față. Poate n-ai avut curajul să vii la păstor și să spui, frate, uite ce am comis. Crezi că dacă ani au trecut, comițând acum 20 de ani o fără de lege și ai ascuns-o, ai camuflat-o, pentru ca să ai o imagine publică cât mai bună, să nu cumva să-ți deformezi imaginea publică. Noi pentru imaginea noastră publică suntem gata să acoperim păcatele și să nu ne pocăim de acele păcate. Dar în seara aceasta, dacă Duhul lui Dumnezeu te cercetează și ai puterea, mărturisește Domnului păcatul care l-ai făcut și spune-i Domnului, Doamne, te rog să mă ierți. Dumnezeu încă în seara asta mă iartă, încă n-a început judecata. Încă în seara asta Iisus este mântuitor, nu este judecător. Pocăiește-te de aceste acțiuni ascunse, acțiuni pe care crezi că nu le vede nimeni. Vreau să te conștientizez, le vede Dumnezeu. Un tată a mers cu copiii pe vremea lui Ceaușescu, l-a furat de la CAP. Știți ce era? Nu știu, în oraș nu erau CAP-uri, nu? Dar au mers să fure, că doar își furau munca lor, dar nu munca altuia. Au ajuns în valea aceea unde erau tarlaua cu cartofi și de o parte și de alta erau niște coame de dealuri. A ajuns tata cu băieții noaptea, ca să nu-i vadă nimeni, sub clar de lună, să fure cartofi. Să-și ducă acasă, că era munca lor. Și tata s-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta, s-a uitat în toate părțile și apoi a zis copiilor, băieți, unul mergeți pe o coamă de deal, celălalt pe cealaltă coamă și dacă vedeți că vine cineva, fluierați! Și atunci eu voi fi alertat și vom fugi acasă, să nu ne prindă cineva. Și unul din copii a zis, tată, am văzut că te-ai uitat în toate părțile, dar ai uitat să te uiți într-un loc, tată. Ai uitat să te uiți în sus. Când i-a zis așa, parcă un fulger a trecut prin tata și a zis, băieți, nu mai trebuie niciun cartof, mergem acasă. Și ultimul lucru pentru care, deci, ca să nu pierdeți, să nu mă pierdeți, deci, în primul rând, de ce nu vor intra în cer? Sunteți cu mine? Pentru că au fost teoretici, creștini doar teoretici, fără să practice. Au cunoscut, au vorbit, au cântat, au predicat, dar n-au făcut. Doi, din ce motiv? Și-au arogat minunile lor. Doamne, n-am făcut noi. Trei, lucrau fără de legea, adică aveau o viață dublă sau triplă. Trăiau în lucruri ascunse, pe care Dumnezeu în ziua aceea le va demasca. Și patru, pentru că Hristos n-a vrut să-i cunoască niciodată. Știți, Dumnezeu are puterea asta. El, dacă vrea să-și retragă prezența din anumit loc, și-o retrage. El este prezent peste tot în univers. Dumnezeu, cum spunea Ioan Crisostom, este mai aproape decât sunt eu de mine însumi. Însă Dumnezeu poate, cu caracter local, să-și retragă prezența. Dumnezeu se poate retrage dintr-o biserică, se poate retrage dintr-o inimă, dintr-o familie. El are puterea să anuleze legile cu caracter local. De exemplu, Iisus umblă pe mare, calcă pe ape și Petru când vede zice, nu pot să cred ceea ce văd.
Asta e halucinație, e rău de mare. Domne, dacă ești tu cu adevărat, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Și Domnul Iisus i-a spus, coboară din barcă. Ca să umbli pe ape, trebuie să cobori din barcă. S-a coborât Petru, a văzut că îl ține apa. Și a zis, nu pot să cred că eu merg pe ape. Așa ceva e imposibil. Eu, pescarul care a fost de atâtea ori plins în vârtejuri și în valuri, era să se scufunde corabia cu noi. Și acum să calc pe ape și cu toate că-s vânturi și valuri mari, cum se poate să calc pe ape? Și a început rațiunea să lucreze. Nu, așa ceva nu se poate. Asta e nebunie. Și cum se gândea el rațional, cum se ducea spre fund, spre adânc. Doamne, scapă-mă că pierd. Pentru ce te-ai îndoit? Puțin credinciosule. Și l-a pus înapoi pe ape. Hristos poate să anuleze cu caracter local anumite lucruri. Poate să-și retragă prezența, poate să schimbe legile, el se joacă cu legile pentru că el a făcut legile. El face ce vrea, că-i Dumnezeu. Noi nu suntem nimic, absolut nimic. Azi ești, mâine poți să nu mai fii. Tot ce ai azi, s-ar putea mâine să nu mai ai. Suntem pur și simplu, cum spune Biblia, o suflare, un abur, o scânteie care se arată puțin și apoi dispare. Hristos a preferat pe astfel de oameni să nu-i cunoască niciodată. Nu vreau să am de-a face cu astfel de oameni. Auziți ce spune Domnul Iisus în Luca 10 cu 20. Au venit ucenicii bucuroși. Doamne, zice, dracii ne sunt supuși. Bolnavii se vindecă. Doamne, așa ceva e tot ce am visat. Dar Iisus le răspunde, nu vă bucurați de faptul că dracii vă sunt supuși, nici de faptul că bolnavii se vindecă, ci bucurați-vă că aveți identitate. Vă cunoaște Dumnezeu, numele voastre sunt scrise în cer. Te-a întrebat în seara asta, sau de câți ani vii la biserică, mă cunoaște Dumnezeu? E prea târziu să afli în ziua judecății dacă Domnul te cunoaște sau nu. În seara aceasta, tu poți să primești identitate, poate te-au abandonat părinții, te-au abandonat cei care trebuiau să te crească și poate ai crescut într-un orfelinat. Un om în criză de identitate, care a avut nevoie de iubire, nu de jucării, nu de haine, ci de cineva să-l strângă în brață, să spună, te iubesc. În această seară, acest Iisus Hristos, care este încă îmbrăcat de iubire, vrea să te cunoască. Vrea să-ți dea identitate înaintea cerului. Și asta nu se poate decât prin pocăință, prin a lăsa acțiunile subversive, ascunse, fără de legile, până a depăși nivelul ăsta declarativ, verbal, și a trece la acțiuni. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face. Știți de ce biserica este tot mai puțin relevantă în secolul nostru, în vremea noastră? Pentru că mulți vorbim și facem puțin. Aș vrea Dumnezeu să ne ajute să vorbim mai puțin și să facem mai mult. Sfântul Francisc de Assisi spune așa, predică Evanghelia ori și când și dacă e nevoie, folosește și cuvintele. Ați înțeles? Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vreau să închei cu o întâmplare care am auzit-o pe vremea când eram student la București, la ITP. Fratele bulgar Emil mi-a spus-o și mi-a rămas întipărită pentru totdeauna. Un copil se plimba odată prin parc și în timp ce se plimba cu mama prin parc, în parc, în mijlocul parcului, era un lac mare, frumos. Copilul s-a desprins de lângă mâna mamei, mama era foarte atentă cu telefonul și concentrată la telefon și copilul, într-un timp de nesupraveghere, s-a repezit și a căzut în lac. Nu știa să noate, striga disperat, ajutor, ajutor! Un domn care se plimba prin acel parc a auzit strigătul disperat al copilului, a sărit în lac și l-a salvat pe copil. L-a dus înapoi la doamna și i-l-a dat. Doamna era să vise nece copilul. Vai, s-a speriat doamna, era gata să arunce telefonul să nu-l mai vadă. Mulțumesc, domnule, mulțumesc! Ani au trecut. Și copilul acesta a crescut, dar din păcate a ajuns să devină o epavă pentru societate. Faptele penale pe care le-a comis l-au dus în fața justiției care trebuiau să fie judecat. Când a intrat în sala de judecată, privirea lui se izbește de privirea judecătorului.
Știu cine e judecătorul. Înainte să înceapă procesul de judecată, a cerut voie să spună ceva. Îmi permiteți să spun ceva, domnule judecător? Sigur. Spune. Domnule judecător, vă amintiți că în urmă cu 20 și ceva de ani, în timp ce dumneavoastră v-ați plimbat prin parcul Cutare, ați auzit un copil care striga disperat că era să se nece. Ați sărit în lac, l-ați salvat. Vă amintiți? A stat puțin judecătorul pe gânduri și a zis, da, da, îmi amintesc ce s-a întâmplat. Mi-amintesc că eram cu costumul acela frumos, am sărit în lac, nu mi-a păsat de haine, pentru că am vrut să-l salvez. Domnule judecător, eu sunt acel copil. Domnule judecător, vreau clemență. Așa cum m-ați salvat atunci să nu mă nec, cred că o să mă salvați acum și să nu fiu închis. Cred că o să mă acordați circumstanțe atenuante. Sunt sigur că o să fiu eliberat. Dumneavoastră sunteți un om deosebit de bun. Tinere, atunci când erai în lac să te neci, eram îmbrăcat în haină de milă. Am sărit în lac și te-am salvat. Astăzi sunt îmbrăcat în haină de judecător și îmi voi face datoria. Dragul meu, Iisus, în seara asta este în haină de milă, dar foarte curând va fi în haină de judecător. N-ai vrea să profiți de mila Lui în seara asta și acum? Să zici, Doamne, vreau să intru și eu în rai. Vreau atunci când Tu vei zice celor de la dreapta, veniți, să fiu și eu printre ei. N-aș vrea să mă păcălesc pe mine însumi, să vin la biserică, să mă prefac că sunt un creștin irelevant, ci doresc să devin un creștin autentic. Ai vrea în seara asta? Cât ați vrea? Dacă îndrăznesc să vă cer să ridicați o mână, v-ar fi greu? Câți vreți să fim un creștin relevant, adevărat? Eu mă gândesc că toți. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aș vrea să facem o rugăciune. Și aș vrea în rugăciunea aceasta să ne rugăm. Ajută-ne să ne zidim casa pe stâncă. Ajută-ne să fim autentici. Ajută-ne când colegii de școală, colegii de serviciu, toți cei din jur care ne cunosc, să vadă în noi lumina Ta. Să trăim pentru Tine și gloria Ta. Doriți? Haideți ridicați înaintea Domnului să facem această rugăciune. Amin.